ce se Mioveni, FC Botoșan, Vivi, moldovenii rămân în Liga 1, fericire mare, ai văzut, cu mici, cu bere, cu eclere, cu... Deci, frumos. Se poate și capul. Se poate, se poate. Deci, Budescu a făcut prozeliții. Da, vrei să spun, Bogdan Adone, cred că am învățat la Șumudică treaba asta. Da, da, păi, da, nu ți-am spus ce spunea Budescu când se întorcea cu Șumudică din Deplasare și câștigau. Ce? Și opreau la cât o... Nu știu, spune, Neașumi, ne lași până și să bem două beri. Ce două beri, mă? Doi la ladă. Doi la ladă? Da, incredibil, ce tare asta. Da. Ce tare doi asta. La ladă, da. Și puneau orice fel de lume. Da, am spus-o că Botoșaniu n-are cum să nu câștige acest baraj. Dacă era un singur meci, se putea întâmpla ca la Corvinu cu Galați, care echipa de Liga a doua să câștige, dar două victorii. La Mioveni, de când a fost problema cu primarul, cu Georgescu, de acolo, înțeles că lucrurile s-au degradat din toate punctele de vedere. Schumacher a făcut mai mult decât se putea cu jucătorii care au fost pe la majoritatea echipelor și de Liga 1 și de Liga 2 și acum s-au retras acolo. Deci un fel de oază de dinozauri, deci s-au mutat dinozauri. Acum înțeleg că sunt salarii mari acolo, mari, da? Mărișoare. Și n-aveau cum să treacă peste Botoșani, care Botoșanii, toată lumea în iarnă spuneam că este retrogradată sigură, da. A venit Bogdan Andone, a schimbat totul și după Alex a venit Bogdan Andone, care Alex a plecat de la Botoșan, s-a dus la Tunar și a retrogradat și cu Tunari. Da? Deci a fost un ghinion teribil, dar Bogdan Andone a știut cum să intre pe sub pielea jucătorilor, a știut să țină vestiarul aproape, a venit și Miron, care Miron era capitanul echipei. Și pentru o echipă de subsolul clasamentului e bună. Tot, e, da, bună. Și a reușit să rămână în Liga 1. Zimi, tu ai lucrat mulți ani cu Victor Pițurcă, zimi voi, cum, ce strategii de-astea aveați pentru a vă impulsiona jucătorii? Nu știu, bine, nu cred că mergeați cu mici, sau orice făceați voi, așa mai atipic, un lucru mai atipic. Și acum poți să-l spui că s-a prescris orice s-ar fi întâmplat. Și nu se supără Pițurcă pe tine. Mai atipic... Singurul lucru la timpii pe care l-am văzut la Victor Pițurcă în toată cariera, pentru că am fost și jucători, am fost și colaborator la echipa națională, a fost tot cu Budescu la meciul din Grecia, de pe care ca și când ne-am câștigat 1-0 la începutul campaniei care s-a terminat cu calificarea la campionatul european din Franța, când după meci la hotel, când terminam masa și ne-a lăsat să bem o bere sau un pahar de vin, Budescu a vrut să pună muzică la boxa pe care o avea tot timpul cu el. Da, da. Da, și a zis, Piți, bine, mă, a câștigat aici bună. Și a pus și melodia, m-a făcut mama Oltean. Pentru Pițurcă special. Pentru Pițurcă special. A început și Piți să bată din palmă. Nu știu povestea, n-a fost spusă. A fost al Victor Pițurcă pe care nu l-am văzut niciodată. Eu și am lucrat cu el foarte mult asta și mi-a zis de aici încolo Budescu să vină și când e accidental la lot. Fantastic! Pentru atmosfera care s-a făcut după un meci foarte important la Atena jucat. În schimb, era un profesionist și este un profesionist, dar nici nu mai vrea să mai antreneze oriunde. Vorbesc destul de des cu el, are oferte, în fiecare săptămână are câte ofertă, dar ține la prestigiul lui și e normal, pentru că este un antrenor de succes. Nu puteai să spui că e un Șumudică care e foarte apropiat de jucător, care intră și glumește cu jucătorii, dar știai că Pițurcă e jupânul în vestiar și noi suntem jucătorii profesioniști care trebuie să punem în aplicare strategia pe care el o are în privința managementului clubului la care este. Dar la final, dacă câștigai și aveai performanță, puteai să bagi o melodie frumoasă. Da, la final, da, puteai să te lăsa. Și cânta acolo, cânta Pițurcă, m-a făcut mama Oltean. Da, m-a făcut mama Oltean. A fost ceva incredibil. Astea sunt imagini pe care trebuie să le vezi. Dar nu se filmau atunci, în 2014, cred că era 13-14, ceva de genul ăsta. Deci, uite, apropo de asta, cred că Budescu ar fi bun. Ok, gata cu fotbalul, probabil la nivel înalt. Dar cred că ar fi omul potrivit în stafful unei echipe, pentru că are, nu? Cred că are și nebunia asta de a fi liantul ăla între conducere și jucători. Budescu se face plăcut în orice, în orice comunitate, dar n-ai cum să te superi pe el. Budescu n-ai cum să te superi. Dar nu știu dacă va vrea să vreau, pentru că ar trebui să fi început, eu știu, școala de antenori. Vezi că durează acum ca să duci la o licență. Incredibil. Eu am început școala de antrenori din timpul când jucam. Deci eu cum m-am lăsat de la... Când eram la Steaua, în ultima perioadă, am făcut licența
Da? După antrenamente mă duceam la licența și mi-am terminat licența. Cum m-am lăsat de fotbal în 2005, m-am dus la licența pro și mi-am luat un 2 ani din 2007. Deci... Pe vremea aia, să dau licențele așa la toată lumea. Se făcea școală, se făcea... Te-ai enervat un pic. Făceam, am prins, am avut un intelector pe Loții Beroni, și ne-a făcut un antrenament fizic. A exemplificat un antrenament fizic pe fostul național, pe fostul stadion 23 august, că acolo era școala. Și ne-a spus, pentru mâine veniți îmbrăcați în treningul, că cu voi vreau să vă, pe voi vreau să vă, și am eu, Belodedici, Marina, și pe noi ne-a pus să alergăm ceea ce antrenamentul pe care l-a avut Loții Beroni, ne-a scos limba de un... Bine, atunci cumva era în formă, că abia te lăsase. Da, mă lăsasem de un an, dacă era în 2006, că era în 2005, 2006, mă lăsasem de un an. Dar ne-a făcut un antrenament fizic de ne-a scos limba... Păi și alți antrenori mai în vârstă nu erau... Păi erau, Maggiu Barbu, cu Adi Matei, cu cei care mai am putut, am exemplificat antrenamentul pe care l-a făcut Loții Beroni. Și acum ne-am dat seama ce înseamnă Franța față de România, cum se face pregătirea fizică în Franța față de România. Și bineînțeles, am avut foarte mulți și doctori nutriționiști și doctori care ne-au explicat ceea ce înseamnă, că nu mai era pe vremea unui tititac și puteașcă că spuneai două pungi de nisip la glezne și zicea hai, alergă până 15 km fără timp, fără puls, fără nimic.